Bună și bine v-am regăsit la o nouă filmare dedicată taroscopului general al lunii martie. Pentru voi toți cei care aveți soarele, ascendentul, descendentul sau luna natală în zodia Scorpion. Fie că urmăriți acest videoclip pentru voi înșivă, fie că urmăriți pentru o persoană dragă vouă, sunteți bineveniți pe acest canal. Voi începe etalarea prin a extrage energia generală a lunii martie, apoi pentru a vedea ce vine înspre voi. Fie la nivel general, dacă vreți să știți la nivel general, pe toate aspectele vieții, ce vine înspre voi. Sau vă gândiți la o situație, la un aspect, fie iubire, fie sănătate, fie parte financiară, va trebui să alegeți între cele două variante de răspuns, varianta numărul 1, cărțile destinului, și varianta numărul 2, cărțile universului. Multă lume m-a întrebat de ce două variante de răspuns, de ce trebuie să aleg, pentru că fiecare zodie are foarte multe persoane și nu pentru toată lumea este la fel. Atunci, pentru a primi răspunsurile cât mai exact, va trebui să faci o alegere. Sau, dacă te gândești la două situații, varianta 1 pentru o situație, varianta 2 pentru o situație, dacă ai nevoie de îndrumare pe două aspecte ale vieții tale, varianta 1 pentru o situație, varianta 2 pentru o altă situație. Este foarte simplu. Dacă aveți nevoie doar la nivel general, alegeți între cele două pachete de cărți, cărțile destinului, varianta numărul 1, cărțile universului, varianta numărul 2. Alegerea va trebui să o faceți la începutul etalării, să vă gândiți de pe acum, să lăsați intuiția să vă ghideze pentru a primi răspunsurile cu exactitate. Dacă ascultați ambele variante și luați una care vi se pare că sună mai bine, nu este răspunsul corect pentru voi și foarte multe persoane am observat că fac asta. Nu, întâi alegi varianta, lași să vină înspre tine ceea ce trebuie să vină înspre tine. Dacă tot vrei să afli un răspuns, dacă tot vrei să primești o îndrumare. Corect, nu-i așa? Chiar aștept să-mi spuneți dacă vi se pare ok sau nu cu alegerea între cele două variante. Și acum haideți să trecem la treabă și să vedem pentru toți cei care aveți soarele, ascendentul, descendentul sau luna natală în zodia Scorpion, care este energia generală a lunii martie pentru voi. Este timpul să iei o pauză. Ai muncit foarte mult până acum, te-ai dus până la epuizare fizică, mentală, poate emoțională, ai făcut ordine în jurul tău, erai într-o zonă în care nici nu vedeai pe unde mergi, ai făcut ordine, ai eliberat energie din jurul tău, iar acum Universul îți spune că este timpul să te odihnești, este timpul să te relaxezi de la tot ceea ce tu ai făcut până acum. Bun. Acestea fiind spuse ca și energie generală, haideți să vedem. Așa cum am spus la începutul videoclipului, trebuie să îți setezi clar, să lași intuiția să te ghideze în funcție de ce răspunsuri ai nevoie pe una din cele două variante sau pe ambele, punând o intenție pentru a primi îndrumarea necesară. Varianta numărul 1, cărțile destinului și varianta numărul 2, cărțile universului. Și haideți să vedem pentru cei din zodia Scorpion care ați ales varianta numărul 1, cărțile destinului, fie ca etalare generală, fie ca răspuns îndrumare la o situație cu care tu te confrunți sau pe un nivel al vieții tale, iubire, carieră, sănătate, ce vine înspre voi în luna martie? Ce are Universul să vă transmită? Haideți să vedem la baza pachetului ce este în sufletul vostru. Avem cartea victoriei. Îți dorești să obții o victorie, îți dorești să obții un rezultat pozitiv
la situația la care tu te gândești. Și vei obține acest lucru dacă tu crezi cu desăvârșire în tine, dacă ai încredere în tine și în binele care vine înspre tine în urma victoriei acestei situații. Influența zodiilor de foc avem aici, berbec, leu, săgetător. Să vedem deschiderea lunii martie, este o alegere pe care tu trebuie să o faci. O ai dus o luptă grea până acum, un conflict interior între minte și suflet, ai războit acolo argumente pro, contra, o decizie pe care trebuie să o iei și o vei lua. Ești zodie de apă, ești foarte intuitivă ca și zodie, va trebui să lași intuiția să dicteze, pentru că aceea este alegerea potrivită și cea mai bună pentru tine. Unii dintre voi vor să se întoarcă acasă, alții să construiască o casă, alții să se împace cu persoana dragă pentru care reprezintă acasă. Am să întorc cărțile înspre voi. Văd o reîntregire, o reconstrucție, o reparație, o solidificare care aduce foarte multă bucurie și foarte multă stabilitate. Construiți ceva pe o bază solidă pentru a nu mai ajunge energii sau situații care să distrugă acest acasă, acest cămin. Echilibru financiar, echilibru între a primi și a da, echilibru între energia feminină și energia masculină. Vă eliberați de poveri. Ați dus până acum în spatele vostru poveri. Poveri care unele erau ale voastre, dar majoritatea nu. Erau ale altor persoane. Iar acum vă scuturați efectiv de poverile care nu sunt ale voastre. Pentru că aveți un țel, un ideal. Aveți dorințe care v-au fost blocate datorită acestor poveri. Datorită faptului că ați dat mai multă atenție nevoilor, altor persoane, decât propriilor voastre nevoi. Este acolo lângă voi cineva care vă ajută să vă detașați de toate aceste lucruri și să ca drumul vostru să devină mai ușor. Și împreună cu cineva, văd foarte puternic aici zodiile de foc, berbec, leu, săgetător, împreună cu cineva, cu o persoană dragă, cu o persoană apropiată, construiți ceva, începeți să puneți bazele a ceva solid, umăr la umăr, munciți pentru a reclădi ceva, pentru a obține ceva frumos. Un nou început plin de pasiune. Poate această construcție, poate această reparație, poate construcția unei case, poate drumul acesta pe care îl începeți acum fiind eliberați de toate aceste poveri, aveți entuziasm, bucurie, impulsivitatea aia de nou început, de a face doar ceea ce vă place și să puneți pasiune în aceste lucruri. Este o carte care poate reprezenta și reaprinderea flăcării pasiunii. Foarte mulți zodiile de foc aici la voi, dar cu foarte multă liniște și cu foarte multă pace. Nu mai aveți acea impulsivitate de a vă arunca cu capul înainte. Cântăriți, analizați, pentru că este foarte mult echilibru. Vă sfătuiți, vă calmați. Aveți acea persoană care vă ajută să vă echilibrați și de fapt vă echilibrați reciproc. Și puterea de a înfrunta orice vine înspre voi. Puteți face față oricărei provocări, puteți opri orice lucru negativ vine înspre voi. Parcă îl simțiți de la depărtare, îi ieșiți în față și îl anihilați. Influența zodiei Leu. Poate aveți de a face cu cineva din zodia Leu, pentru că au ieșit foarte multe cărți de foc.
La baza pachetului avem zodiile de foc, berbec, leu, săgetător. În afară de zodia rac, cu cartea faetonului și 6 de monede, 2 de monede, pardon, care vorbește despre echilibru, fie financiar, fie în situația la care voi v-ați gândit, și reprezintă cărțile de zodiile de pământ, taur, fecioară, capricorn, aveți toate zodiile de foc și cu precădere zodia leu. Iar la baza pachetului avem cartea eremitului, zodia fecioară. Vă vindecați, vindecare la nivel profund, vindecare la nivel fizic, vindecare emoțională. Vă scufundați în adâncurile voastre pentru a lua această decizie și pentru a vă găsi calea și vă găsiți calea. Așa cum am spus, influența zodiei fecioară. Foarte multe rezultate pozitive, foarte multă reușită. Construiți ceea ce vă doriți să construiți, fie în iubire, fie din punct de vedere profesional. Vi se oferă șansa unui nou început pe care l-ați realizat foarte bine. Luați lucrurile cu calm, dar aveți acea putere de a înfrunta orice vine înspre voi și de a opri orice provocare sau orice lucru negativ care vine înspre voi. Foarte frumos pentru cei care ați ales varianta numărul 1. Răspunsul este în tine. Tu trebuie să-ți alegi calea urmându-ți intuiția. Vă îmbrățișez cu drag pe toți cei care ați ales varianta numărul 1. Imediat revin cu varianta numărul 2. Haideți să vedem și varianta numărul 2 pentru cei din zodia Scorpion care ați ales-o sau soare, ascendent, descendent, lună natală, fie la nivel general, fie pe un aspect al vieții sau pe o situație la care voi v-ați gândit și ați ales această variantă, cărțile Universului. Ce vine înspre voi? Ce are Universul să vă spună pentru luna martie? Să vedem la baza pachetului dorința voastră, aspirația voastră sau ceea ce se află acolo. Zeița Venus, zeița iubirii și a banilor, vă doriți iubire, vă doriți prosperitate, vă doriți liniște, pace, echilibru, este imaginea mamei, da? A fertilității în sine și a prosperității financiare. O perioadă aveți nevoie sau vă doriți această liniște, această împlinire, acea siguranță pe care o are împărăteasa, care este regina reginelor, pentru că are totul. Avem influența zodiilor taur sau balanță. Și haideți să vedem deschiderea lunii martie pentru cei care ați ales varianta numărul 2. Ieșiți din această perioadă de tristețe. Asta este deschiderea lunii martie pentru voi. Poate vine înspre voi o veste, un mesaj, un eveniment sau ceva ce de mult așteptați. Aceste cupe care până de curând au fost goale sau spart vor fi refăcute și umplute. Foarte multă conștientizare, adevăruri ce vor ieși la suprafață, lucruri ascunse care vi se vor aduce la suprafață și care cu siguranță vă vor aduce această stare de bucurie. Poate vi se face dreptate într-o situație și aflați acest lucru. Atenție la problemele de sănătate. Toată această perioadă de tristețe, de supărare, de dezamăgire, atenție la hipertensiune arterială, da, la problemele de sănătate, ați suferit, inima este frântă, durează până se repară, da. O lună martie în care va trebui să vă îngrijiți sănătatea și mai ales
motorul vieții. Poate adevărul care va ieși la suprafață, avem Marea Preoteasă, este de o trădare, de o înșelătorie, de ceva negativ ce s-a întâmplat. Iar acum acest adevăr, pe, poate la momentul potrivit nu v-a crezut nimeni, iar acum, odată ce această trădare, această înșelătorie, această suferință este la suprafață, va aduce această... Asta era așa... Va aduce această stare de bine, stare de liniște și împăcare sufletească. Contracte, colaborări, parteneriate, promisiuni, angajamente. Cineva își ia un angajament față de voi. Cineva vă susține la locul de muncă. O persoană sau persoana dragă, persoana la care vă gândiți, vine și... După această perioadă de suferință vine și cere iertare și își reînnoiește promisiunile, își reia angajamentele față de voi, ceea ce v-a promis cândva și cu aceste promisiuni v-a rănit sufletul. Revine din nou, le reia și haideți să vedem ce se întâmplă mai departe. Un nou început. Un nou început plin de prosperitate, se deschid porți noi, orizonturi noi. Fie din punct de vedere financiar, fie, de ce nu, dacă ne gândim la iubire și din punct de vedere al iubirii. Nu mai are nimic de ascuns această persoană. Cartea lunii în poziție răsturnată. Tot ce a fost de ascuns a ieșit la suprafață, iar acum vine această persoană înspre voi, vine curată, vine fără minciuni, fără ascunzișuri. Are această nevoie de a recunoaște, de a se elibera, de a cere iertare, pentru ca lucrurile să înceapă altfel între voi. Vine înspre voi iubirea și vi se face dreptate. Cupa iubirii este plină. Vi se face dreptate. Dacă până acum vi s-a făcut o nedreptate, câștigați un proces, câștigați în urma unei moșteniri, câștigați o sumă de bani, cineva. Deci oricum lucrurile se echilibrează în viața voastră. Ca și zodii avem Taur balanță, Taur. Rac sau pești, balanță. Zodiile de apă foarte puternic aici, rac, scorpion, pești, ușor zodiile de aer și ușor zodiile de pământ, taur, fecioară, capricorn. Taur, avem celelalte două, fecioară și capricorn. Și haideți să vedem deznodământul acestei situații, ce este la baza pachetului. Deznodământul este dureri de cap, dar vremurile se vor îndrepta. Energia voastră acum este una de teamă, de frică, de nu vă puteți lua gândul de la această nedreptate, de la această trădare, dar în curând răsare soarele pe strada voastră. Da? Undeva peste 3 puncte, 3 ore, 3 zile, 3 săptămâni, până la sfârșitul lunii martie, lucrurile se rezolvă, se reglează în viața voastră, se restabilește echilibrul. Balanța își reintră în talerele balanței, sunt echilibrate. Vă îmbrățișez pe toți cu drag. Vă doresc o lună martie magică, o primăvară frumoasă. O lună martie așa cum alegeți voi să fie, pentru că nu uitați că viața trebuie trăită după propriile alegeri. La revedere!